sunt mulți și fiecare vrea să ne convingă că este cel mai bun și merită votul nostru. Alegerile prezidențiale din 30 octombrie ne pun din nou în fața unei decizii importante. Pe cine îl vrem în fotoliul de președinte? Trebuie să votăm responsabil. Doamnelor, domnilor, bună seara! Moldova 1 vă invită să alegem împreună. Alegeri alături de Asociația Promolex dăm start unei noi dezbateri electorale. Emisiunea de dezbatere este organizată în conformitate cu regulamentul Comisiei Electorale Centrale. În fiecare emisiune avem invitați 3 concurenți electorali, iar ordinea în care apar în aceste emisiuni a fost determinată în urma tragerii la sorți. În această seară discutăm cu următorii candidați la funcția de președinte și sau reprezentanții acestora. În platou sunt prezenți președintele Partidului Politic Dreapta, doamna Ana Guțu, bună seara! Reprezentantul președintelui Partidului Democrat, Marian Lupu, domnul Eugeniu Nichiforciuc, bună seara! Bună seara! Și candidatul Partidului nostru, Dumitru Ciubașenco, bună seara! Bună seara! În această seară, ca și în seriile precedente, vom da start sondajelor de opinie. Vom adresa publicului din platou, dar și telespectatorilor, 3 întrebări, iar răspunsurile pe care ni le veți da le vom face publice pe parcursul dezbaterilor. Pentru început vreau să vă spun și vouă bună seara și vă adresez prima întrebare din cadrul sondajului. Știți deja cu cine veți vota în data de 30 octombrie 2016? Fiecare variantă de răspuns... Sunt 3, de fapt. Pentru fiecare aveți pe dispozitivul pe care l-ați primit 3 cifre. Pentru răspunsul da, tastați 1. Pentru răspunsul nu, tastați 2. Iar pentru indecis, tastați 3. Anunț start vot. Vă rog să țineți apăsat butonul pentru opțiunea pe care o alegeți până în momentul în care pe acest monitor apare inscripția OK, semn că votul dumneavoastră este înregistrat de sistem. Totodată vreau să anunț și telespectatorii că pot vota și ei, pot apela la 3 numere de telefon pentru fiecare răspuns, da, nu, indecis, există 3 numere de telefon. Dumneavoastră aveți 30 de secunde la dispoziție pentru a vota, telespectatorii au mai mult timp. Deci pentru telespectatori, cei care vor să răspundă cu da, pot suna la 022-406-921. Pentru cei cu răspunsul nu, 022-406-922, iar pentru răspunsul indecis, pot apela la numărul de telefon 022-406-923. Apelurile sunt gratuite. Doamna, domnilor, vă invit să urmărim regulile după care se va desfășura această dezbatere. Pe parcursul dezbaterilor, participanții își exprimă liber opiniile. Se interzice îndemnul la violență publică, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la ură sau discriminare, incitarea la război, la ura interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensa publică. Utilizarea exprimării verbale, scrise sau non-verbale, care nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate civilizată. Regulile de desfășurare a dezbaterilor sunt următoarele. Fiecare candidat are câte un minut pentru prezentarea succintă a programului electoral și câte 9 minute pentru dezbateri libere. După epuizarea timpului pentru dezbateri, candidații vor răspunde într-un minut la câte o întrebare personalizată adresată de reprezentantul organizației non-guvernamentale Promolex. La final, concurenții electorali vor dispune de câte un minut pentru a se adresa cetățenilor.
Așadar, acestea sunt regulile pe care trebuie să le respectăm în această seară, dar înainte de a vă oferi minutul de prezentare, voi prezenta și răspunsurile publicului pentru prima întrebare, răspunsurile celor prezenți aici în studio. La întrebarea știți deja cu cine veți vota în data de 30 octombrie 2016. 77,42% știu deja cu cine vor vota, aproape 13% nu știu cu cine vor vota în 30 octombrie, iar aproape 10% sunt încă indeciși. Așadar, stimați candidați, aveți la dispoziție un minut pentru a vă lansa mesajul sau a aduce la cunoștința cetățenilor acest mesaj sau a concurentului electoral pe care îl reprezentați. Voi începe de la stânga la dreapta, doamna Guțu. Stimați cetățeni, bună seara, sunt Ana Guțu, sunt unicul profesor universitar înscris în această cursă prezidențială și la alegerile din 30 octombrie vă îndemn să îmbrățișați opțiunea unionistă. După 25 de ani de independență și suveranitate, Republica Moldova a ajuns într-un impas și, de fapt, chiar și acest studio rămâne exact așa de rece cum era cu mulți ani înainte și în gheață și concurenții, dar și publicul care este aici. Unirea Republicii Moldova cu România este calea cea mai scurtă de a deveni membri ai UE și NATO, un spațiu valoric european, un spațiu valoric românesc, cu legislație europeană, cu un trai decent, cu salarii și pensii exact ca România, cu un spațiu securitar care va proteja drepturile omului tuturor cetățenilor din acest teritoriu al Republicii Moldova, indiferent de apartenența națională sau la confesiune religioasă. Vă propun această opțiune pentru a transforma alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 într-o veritabilă placă turnantă. Unirea începe la 30 octombrie. Votați Ana Guțu, președintele Unirii Republicii Moldova cu România. Vă mulțumesc, doamna Guțu. Domnule Nichi Forciuc. Stimați cetățeni, bună seara. Candidatul Partidului Democrat la funcția de președinte este domnul Marian Lupu. Este cel mai potrivit candidat pentru această funcție din mai multe motive. În primul rând, pentru că are cea mai bogată experiență politică. Este președintele Partidului Democrat, este deputat, este șeful fracțiunii, a fost ministru, viceministru, președinte de parlament și președintele interimar al țării. Nimeni nu poate să se egaleze cu capacitatea politică a domnului Lupu. Un alt motiv important este că în această campanie domnul Lupu vine deja cu realizări concrete. În această perioadă, Partidul Democrat a devenit cel mai important partid de guvernare. Sub guvernarea Partidului Democrat, în ultimul an, Republica Moldova s-a stabilizat. Au avut loc majorări de salarii, au avut loc ieftiniri la energie electrică, la gazele naturale, la medicamente. Deci sunt lucruri foarte concrete pe care deja le-a simțit fiecare cetățean. Și pentru că este cel mai important candidat care promovează valorile europene. Domnule Nichi Forciuc, vă mulțumesc. Domnule Ciubașenco, aveți un minut. Bună seara, stimați concetățeni. Eu sunt Dumitru Ciubașenco, candidat pentru funcția de președinte din partea partidului nostru al lui Renato Osatăi. Campania electorală a intrat pe ultima sută de metri și noi am avut o sută de întâlniri și ne-am convins că cetățenii, cea mai mare doleanță a cetățenilor este schimbarea. Oamenii vor să măture acest regim oligarhic, criminal al lui Plohotniuc, și noi îi oferim o soluție legală, rapidă și foarte eficientă. Decretul numărul 1 a președintelui cu privire la dizolvarea Parlamentului. Prin acest decret noi propunem să dizolvăm imediat Parlamentul de legislatură a 20, adică actualul Parlament, și să stabilim data pentru desfășurarea alegerilor în noul Parlament. Noi deosebim de ceilalți concurenți prin faptul că numai eu sunt candidat anti-sistem, anti-Plohotniuc. Eu vă mulțumesc, domnule Ciubașenco. Vreau să vedem și cum au răspuns telespectatorii la întrebarea noastră. Știți deja cu cine veți vota în data de 30 octombrie 2016. Regia, dacă avem rezultatele, 71% dintre cei care ne privesc știu deja cu cine vor vota, 22% nu știu cu cine vor vota, iar 6% sunt indeciși în privința votului din 30 octombrie 2016. Stimați concurenți, să începem dezbaterile libere. Vă reamintesc că aveți fiecare câte 9 minute, timp în care puteți da răspunsuri sau puteți interveni dacă nu sunteți de acord cu ceea ce spune unul dintre oponenții dumneavoastră. Astăzi vom discuta despre politica de securitate, apărare.
Ordine publică, justiție, politica de soluționare a conflictului transnistrean și politica externă. Înainte de a da start acestor dezbateri libere, vreau să anunț o nouă întrebare pentru public și pentru telespectatori, care sună în felul următor. Considerați că federalizarea Republicii Moldova este o soluție potrivită pentru rezolvarea conflictului transnistrean? Există aceleași trei variante de răspuns. Tastați 1 pentru da, tastați nu pentru 2 pentru nu și tastați 3 pentru indecis. La fel și telespectatorii au cele 3 numere de telefon la care pot suna. Pentru fiecare răspuns există un număr separat. Anunț start vot. Din acest moment puteți vota. Aceeași întrebare o adresez și candidaților. Considerați că federalizarea Republicii Moldova va contribui la soluționarea problemei transnistrene? Doamna Guț. În calitatea mea de președinte unionist al Republicii Moldova, în primul rând mă voi preocupa de stoparea transnistrizării Republicii Moldova și aceasta înseamnă, în primul rând, internaționalizarea problemei diferendului din stânga Nistrului, fiindcă acest format de negocieri care există astăzi, 5+2, este ineficient și pe parcursul acestor ani nu a dat nimic. Partea separatistă din stânga Nistrului participă în calitate de titular la aceste negocieri și nu este adevărat, n-ar trebui să fie așa. Noi am avut un război cu Rusia. Rusia ne-a făcut război în 1992 și acum avem și o armată rusească care staționează în stânga Nistrului. Nu poate să asigure Rusia în calitate de parte beligerantă forțe pacificatoare. Să ne amintim că aceste forțe pacificatoare rusești l-au împușcat pe Vadim Pisăr la 1 ianuarie 2012. Or, eu pledez pentru transformarea acestui format de forțe pacificatoare din un militar rusesc într-o forță civilă internațională sub egida ONU. Iar formatul de negocieri după reunificarea juridico-politică a Republicii Moldova cu România, trebuie să se schimbe. România trebuie să fie parte componentă acestui format de negocieri și până nu vom ridica și acolo nivelul de moralitate și mentalitate socială, probabil că nu vom ajunge la soluționarea acestui diferend transnistrian. Sunt categoric împotriva federalizării Republicii Moldova. Domnilor, partidul nostru propune un algoritm de rezolvare a problemelor din Moldova. Primul pas este dizolvarea Parlamentului, alegeri parlamentare anticipate, formarea unui nou parlament și unui nou guvern. După aceasta, noi propunem să elaborăm o nouă Constituție. În această Constituție trebuie să găsească soluție cele mai importante și stringente probleme. Noi propunem ca în Moldova să fie introdus un regim puternic prezidențial, ca Moldova să fie transformată în Republică Prezidențială. Noi propunem să micșurăm numărul deputaților de la 101 la cel puțin 71. Noi propunem să scoatem imunitatea pentru deputați, judecători, președinte. Noi propunem să interzicem cetățenilor care au cetățenie altor state să ocupe funcții importante în Moldova. Președinte, deputați, judecători, miniștri. Inclusiv în această Constituție trebuie să fie rezolvată și problema transnistreană. Astăzi pozițiile părților Chișinăului și a Tiraspolului sunt ireconciliabile. Timp de cel puțin 13 ani nu se petrec negocierile. Noi propunem ca negocierile să fie reluate cu ajutorul partenerilor străini, inclusiv cei din formatul 5+2. Eu mă întâlnesc cu ambasadorii străini, ei spun că vor rezolvarea conflictului transnistrian. Dar federalizarea ar putea? Eu ajung la federalizare. În mod pașnic, prin negocieri. Astăzi noi nu vorbim despre federalizare, confederalizare, autonomie, statut special. Eu prefer termenul stat comun. Stat comun este stat comun. Noi nu știm cum va arăta acest stat comun. Acest statut trebuie să fie obținut prin negocieri. Trebuie să începem aceste negocieri, să ajungem la acest statut cu ajutorul partenerilor din străinătate și acest statut trebuie legiferat în Constituția nouă. Domnule Nichiforciuc, dumneavoastră ce credeți despre un statut, despre federalizare? Domnul Marian Lupu este categoric împotriva federalizării. Federalizarea nu soluționează problema transnistreană, dar din contră o adâncește, lucru care este astăzi inadmisibil. Problema transnistriană trebuie să fie soluționată prin reintegrarea ei în Republica Moldova. Și de acest lucru domnul Marian Lupu, când va deveni președinte, se va ocupa.
Sunt sigur că noi putem să găsim soluția potrivită pentru ca să respectăm dorințele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și să consolidăm statalitatea și integritatea Republicii Moldova. Ar fi salutabil faptul că după 2 ani de pauză să fie reluate negocierile în formatul 5+2. Trebuie să cunoască și cetățenii că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anume acordul de asociere Republica Moldova-UE poate fi benefic și pentru partea transnistriană. Poate puțin care știu, dar foarte multe produse sunt exportate astăzi din Transnistria în țările Uniunii Europene. Deci vrând nevrând, oricum, Transnistria merge pe o cale de integrare europeană împreună cu Republica Moldova. Dar actualmente formatul de negocieri 5+2, în opinia dumneavoastră, este funcțional? Eu am spus că nu este funcțional și trebuie schimbat. De mult. Trebuie denunțat acordul Snegur-Yeltsin, conform căruia staționează pe teritoriul nostru armata rusească a 14-a și acești pacificatori ruși sunt partea reglementării diferendului din stânga Nistrului. Astăzi acest format este unicul existent. Trebuie să fim atenți în acest dialog, dar soluția trebuie să fie, deciziile trebuie să fie luate prin consens și dialog în acest format. Negocierile nu se petrec, sunt mimate. Noi observăm numai un turism diplomatic fără niciun rezultat. Fiecare dintre dumneavoastră vedeți viitorul Republicii Moldova diferit. Domnul Ciubașenko este mai aproape de Est, domnul Lupu optează pentru un viitor european, doamna Ana Guțu optează pentru unirea cu România. De ce credeți că direcția pentru care optați dumneavoastră este cea mai bună? Domnule Ciubașenko. Dumneavoastră nu aveți dreptate, eu nu sunt mai aproape de Est. Poziția noastră este simplă. La momentul actual, guvernarea actuală a mers prea departe spre vest. Și acest lucru se face în detrimentul relațiilor bune cu Rusia. Inclusiv ei aduc aici Alianța Nord-Atlantică NATO. Noi considerăm că Moldova nu trebuie să fie prietenă cu vest împotriva estului și invers, cu estul împotriva vestului. Acest pendulum trebuie adus pe mijloc. Noi nu trebuie să fim dușmani nici cu vestul, nici cu estul. Noi nu insistăm asupra denunțării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În același timp, noi spunem că promisiunile de a adera la Uniunea Vamală la momentul actual sunt false și nu pot fi realizate. Noi suntem pentru aceea ca să avem relații bune și cu Uniunea Europeană, și cu Rusia, cu Ucraina, cu România, cu Statele Unite, dar să stăm aici, pe loc, la noi, în Moldova, și să ne ocupăm cu problemele Moldovei. Principala problemă la momentul actual este eliberarea Moldovei de sub jugul lui Plahotniuc. Doamna Ana Guțu, dumneavoastră ce credeți? Consider că aceste două proiecte stataliste, care sunt în stânga mea și de fapt sunt de centru-stânga, nu se deosebesc prea tare unul de altul, fiindcă cei 25 de ani de statalitate și suveranitate a Republicii Moldova au dus acest model de stat către o existență pentru stat, nu pentru cetățeni. Avem un buget public pe care este mâncat de funcționărimea din Republica Moldova, avem 32 de raioane, avem 900 de primării, de 3 ori mai mult decât în Marea Britanie, avem președinți de raioane, vicepreședinți de raioane, primari, care sunt dependenți de puterea politică și partidnică centrală. Și, de fapt, pretențiile, observații că acest stat trebuie scos din captivitatea unei persoane, noi am făcut asta în 2009, l-am scos chipurile din captivitatea lui Voronin, dar astăzi este în captivitatea lui Plahotniuc, dar mâine va fi în captivitatea altcuiva. Deci, perpetuarea statului independent și suveran Republica Moldova înseamnă, de fapt, bălăcirea în această mizerie în care am ajuns. Noi trebuie să năzuim spre unirea Republicii Moldova cu România, pentru ca să trăiască bine toți cetățenii, indiferent de apartenență la comunitatea religioasă, comunitatea etnică sau națională și așa mai departe. Și trebuie să îmbrățișăm această opțiune, fiindcă ea a trebuit realizată în 1991. Atunci a trebuit înfăptuită unirea. Iată, aceste experiențe iau sfârșit după 25 de ani și odată și pentru totdeauna trebuie să ne lansăm în această opțiune unionistă pentru a rezolva absolut toate problemele. Este o mega reformă pe care trebuie să ne asumăm, unirea Republicii Moldova cu România. Dar ceea ce spune domnul Ciubașenko că tendința noastră de a merge spre Est și unirea cu și apropierea de NATO este un pericol, așa ați spus.
Dumneavoastră, eu am spus că NATO nu este un lucru corect. De ce nu este un lucru corect? Pentru că se face în detrimentul relațiilor bune cu Federația Rusă și destabilizează situația internă din Moldova. O rupe în părți. Republica Moldova nu trebuie să-și ceară voie de la nimeni. Republica Moldova nu trebuie să-și ceară voie de la nimeni cum să-și definească politica internă sau externă. Din cauza că de fiecare dată ne-am cerut voie de la Putin, care ne-a făcut război încă atunci în 92, nu el, dar ascendenții săi, de aceea și suntem în situația în care suntem. NATO, în primul rând, este o garanție și o securitate economică și după aceea militară în regiune. Să nu uităm că avem totuși un conflict militar înghețat, avem războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei și acest conflict înghețat de dincolo de Nistru poate reizbucni. Care este securitatea noastră? Cum ne putem noi apăra cu o armată atât de slabă? Cu un buget de 500 milioane de lei, jumătate din acest buget merge pentru plata pensiilor militarilor, iar ceilalți bani nu ajung nici măcar pentru asigurarea echipamentelor moderne și așa mai departe. NATO este o securitate pentru toți cetățenii și nu este o sperietoare așa cum și imaginează unii. Domnule Nichiforciuc, dumneavoastră, domnul Lupu, de fapt... Deci, domnul Lupu este un susținător a vectorului european și că angajament, unul dintre cei mai importanți angajamenti care și l-a asumat în această campanie este că în următorii 4 ani Republica Moldova să îndeplinească toate cerințele necesare pentru ca peste 4 ani deja în mod oficial să depună cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Înainte de a depune această cerere, domnul Lupu propune ca să fie petrecut un referendum național pe această întrebare, ca poporul să-și expună clar intenția sa de aderare la Uniunea Europeană, ca să scăpăm de orice speculație și ca rezultat pozitiv acestui referendum, vă spune foarte clar atunci că Republica Moldova nu mai are alt viitor și integrarea europeană este deja irreversibilă. Noi vom păstra relațiile cu vecinii noștri, le vom dezvolta cu Rusia, cu Ucraina, dacă cineva dorește să le deterioreze, domnul Marian Lupu va fi persoana care va restabili aceste relații de prietenie. Actuala guvernare face tot posibilul ca viața din Uniunea Europeană, standardele Uniunii Europene să fie aduse în Republica Moldova și asta este unica cale corectă de dezvoltare a Republicii Moldova. Suntem recunoscuți de partenerii noștri externi, am recapătat încrederea lor, suntem pe unica cale corectă de dezvoltare pentru Republica Moldova. Dar vedeți că domnul Cibașenco spune că ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe problemele noastre interne și să nu... Domnul Cibașenco, general, vorbește foarte mult, care nu prea au argumente, cuvintele care le spune. În special în această campanie, domnul Cibașenco vine cu un decret, primul decret pe care îl va semna, decret din 3 propoziții, dar domnul Cibașenco îl citește de pe foaie la toate emisiunile televizate care vine. Și am o întrebare, domnul Cibașenco, dacă este primul decret la care țineți atât de mult, nu puteți să învățați pe de rost 3 propoziții ca să le spuneți, să nu le citiți de pe foaie? Este un document oficial și eu îl citesc de pe foaie. Dacă nu o să aveți foaie, nu puteți să-l scrieți în caz că domnul Firește ajunge președinte. Care este prima inițiativă cu care veți veni în calitate de președinte, în afară de decret? Nu este. Eu am spus, este prima inițiativă, este angajamentul nostru principal să semnăm acest decret și să fugărim pe toți cei care stau astăzi în Parlament și să schimbăm guvernarea. Acest lucru o dorește majoritatea cetățenilor. Moldova este considerată, din păcate, un stat capturat de Plahotniuc și de Partidul Democrat, un stat falit, nu pentru că moldovenii sunt rei sau proști sau n-au capacități pentru a face un stat propriu. Pentru că acest stat a fost gestionat și condus prost de oameni care s-au gândit numai la buzunarul propriu. Ei astăzi, sub conducerea lui Plahotniuc, au furat miliardul și nu vor să-l întoarcă. Ei continuă să fure. Acest lucru trebuie oprit. Noi putem să găsim în Moldova 40-50 de patrioți competenți care vor conduce cu diferite ministeri, instituții și vor face acolo o curățire. Doamna Gută.
Atribuția constituțională a președintelui Republicii Moldova este și dreptul la inițiativă legislativă. Din această perspectivă, am mai multe pachete de inițiative legislative, un pachet care ține de problema identitară istorică și mă refer la o nouă legislație lingvistică, la tot ceea ce ține de legea lustrației, lustrația din trecut, dar și din prezent, să fie lustrați cei care au băgat mâinile în buzunarele cetățenilor, care au furat, și să fie lustrați nu mai poate ocupa funcții în statul Republica Moldova până la unirea juridico-politică cu România și, desigur, cu pachetul de legi care ține, în primul rând, de dezușorizarea sistemului financiar-bancar, iar aceasta înseamnă interzicerea prin lege. Se vorba de un singur amendament a deținerii pachetelor de acțiuni în băncile comerciale din Republica Moldova de către firme înregistrate în zone offshore. Din cauza aceasta a pățit Republica Moldova, de fapt, acest furt al miliardului. Și tot ce ține de uniformizarea sistemului de pensii, fiindcă, din păcate, în Republica Moldova există acele pensii speciale care se cifrează la zeci, chiar sute de mii de lei, plătite foștilor ofițeri KGB, foștilor funcționari, milițieni, sovietici, dar plătite din bugetul public al Republicii Moldova. Chestiile astea trebuie readuse la normalitate. Pe dimensiunea decretelor, decrete pot fi emise multe. Din păcate, dizolvarea Parlamentului, așa cum și-o dorește domnul Ciubașencu, nu este posibil decât în două situații constituționale și nu cred că actuala majoritate, care este destul de stabilă, va permite până 2018 să apară aceste două situații. Dar aceasta nu înseamnă că președintele trebuie să fie onest, integru și să fie foarte vocal, să iasă în fața cetățenilor, în fața Parlamentului și să pună pe tapet cele mai importante probleme. Una din ele este investigarea internațională a furtului miliardului și banii, în primul rând, trebuie retrasă acea lege care a fost promulgată de președinte, referitor la punerea pe umerii cetățenilor a miliardului furat. Ea este anticonstituțională, cred eu, și trebuie contestată la Curtea Constituțională. Iar să plătească pentru acest miliard furat cei care au lucrat la Banca Națională a Moldovei și care au văzut în timp real ce fel de mișcări de capital se fac pe piața financiar-bancară. Și unde sunt ei? Nimeni nu vorbește despre vina lor. A existat instrumentariu legal care putea fi pus în aplicare. Din păcate, nu a fost pus în aplicare. Iar rolul președintelui constă anume în aceasta. El va sensibiliza opinia publică și va ordona această anchetă internațională. Pentru un rechizitoriu adevărat, nu doar raportul Kroll, un rechizitoriu adevărat care să ne spună cine a furat miliardul și cum putem să-l recuperăm. Dacă îmi permiteți, deci, într-adevăr, decretul domnului Ciubașencu nu este constituțional. Este lucru știut de juriștii competenți, cei care nu știu le ducem la cunoștință. Pentru ca să nu mai fie speculații referitor la miliardul furat, cine l-a furat, vreau să vă spun lucruri foarte clare, lucruri adevărate și vă spun lucrurilor pe nume. Deci, în primul rând, cei care a furat miliardul astăzi stă la pușcărie, cei care sunt implicați în acest furt au dosare penale. Pe cazul furtului miliardului sunt deschise 26 de cauze penale, dintre care 4 deja sunt transmise în judecată. Mai mult ca atât, referitor la nedorința restituirii banilor, este compania americană cu nume internațional Kroll, care a publicat numele persoanelor implicați în furtul miliardului. În această listă de persoane voi nu găsiți niciun membru a Partidului Democrat, mai mult ca atât vreun nume a vreunui lider din acest partid, dar găsim nume cu care domnul Renat Usat, liderul domnului Ciubașencu, a stat în piață, au strigat în microfon și au dorit să dea jos puterea constituțională alesă Republicii Moldova. Mai mult ca atât, dacă să ne referim la restituirea banilor, astăzi noi avem bunuri sechestrate care au fost procurate din banii furați de miliard în valoare de 2 miliarde de lei. Astăzi noi avem imobile de la băncile care au fost lichidate, care vor fi vândute și banii vor fi restituiți statului în sumă de 2,2 miliarde lei. Mai mult ca atât, noi avem o declarație oficială a companiei Kroll, care este publicată pe site-ul Băncii Naționale, unde compania Kroll ne spune foarte clar că a găsit urma a 600 de milioane de dolari care au fost sustrași ilegal din bancă în perioada anilor 2012-2014 și asta ar însemna încă peste 12 miliarde de lei. Deci, în total, astăzi, noi suntem gata să pornim procedura de restituire a 16,2 miliarde lei. Și acest lucru este posibil doar după ce Partidul Democrat a venit la guvernare, doar după ce domnul Lup, în calitate de președinte a Partidului Democrat, a promovat politica luptei cu corupția, domnul Filip, ca prim-ministru, nu a tolerat aceste lucruri și astăzi noi avem și putem spune lucrurilor pe nume. Dacă nu ar fi schimbarea aceasta și dacă n-ar fi în fruntea guvernului și în fruntea țării Partidul Democrat, aceste lucruri, cum n-au fost știute, așa și n-au să fie știute. Și domnul Ciubașencu scrie în ziarul lui istorie despre viitorul nefericit al Republicii Moldova.
domnule Ciubașencu. Dacă aveți nevoie de replică. Nu, nu, nu mă miră poziția reprezentantului Partidului Democrat. Sunt niște povești despre întoarcerea miliardului. Pe site-ul Ministerului de Finanțe este publicată cifra. Au fost întoarse vreo 800 de milioane de lei. Asta înseamnă 40 de milioane de dolari în 2 ani. Cu așa ritm, miliardul va fi întors timp de jumătate de secol. Astea sunt povești că ei vor întoarce. Au furat miliardul, nu pentru să-l întoarcă. Cât privește decretul, noi am publicat avizul politico-juridic la acest decret. Este absolut legitim și legal. Iarăși nu mă mire poziția Partidului Democrat. Ei se tem de dizolvare. Majoritatea cetățenilor doresc dizolvarea acestui parlament. Noi mergem cu avizul nostru, cu decretul nostru de dizolvare a parlamentului și alegătorii să ne judece. Este foarte interesant faptul când o persoană cu un rating de 3% poate vorbi din numele tuturor cetățenilor. Ceea ce știm noi, ce vor toți cetățenii, vor stabilitate, pe care astăzi o poate garanta doar Partidul Democrat. Și, indiferent de situație, noi, ca membri, ca deputați, ca miniștri, ne prezentăm la serviciu. Și aș vrea să vă întreb, domnul Ciubașencu, dumneavoastră, domnul Firește, dacă ajungeți în funcție de președinte, o să vizitați lucru exact cum și liderul vostru de partid, Renato Sati, în 600 de zile lucrătoare s-a prezentat la lucru doar 30 de zile. Asta este tendința dumneavoastră? Хочу обратиться к телезрителям, к согражданам. Почему Рената Усатова нет сегодня в Кишиневе и почему не участвует в выборах? Рената Усатый был снят с этих выборов плохотником, точно так же, как он был снят с выборов в парламент в ноябре 2014 года. Я участвую от имени Рената Усатова, от имени нашей партии на этих выборах президента. И у нас общая позиция. Она заключается в том, что нужно выгнать этот преступный режим Плохотнюка, и мы предлагаем сделать это одним ударом, одним указом о роспуске парламента, законным, быстрым и эффективным указом. Что касается стабильности, вы меня извините, мы сейчас встречаемся с людьми, ездим по республике, это не стабильность, это полная депрессия, это полная безнадежда, люди ни во что не верят, люди в отчаянии. Люди не знают, что будет завтра. Это не ваша, это нестабильность, это кладбище, это вы убиваете эту республику. Что касается Усатова, он активно участвует в выборах. Он в воскресенье встречается с нашими согражданами в Москве в 12 часов в гостинице «Космос». Представители нашей диаспоры, которые хотят с ним встретиться вживую, могут это сделать в Москве. Его встреча будет транслироваться по всем возможным каналам, ее посмотрят сотни тысяч людей. И Усатый скажет все, что там думает. Сегодня он сделал одно важное заявление. Он заявил о том, что кандидат нашей партии Чубашенко ни в коем случае не будет сниматься с этих выборов в пользу кандидата Дадона. Сторонники Дадона говорят, что если Чубашенко снимется, он может выиграть с первого тура. Чубашенко никуда не снимется, потому что у нас есть это обязательство перед сотнями тысяч людей подписать этот указ о роспуске парламента и разогнать этот режим Плохотнюка. Stimați cetățeni, dumneavoastră ați văzut o sprovăială între doi stataliști și unul vrea stabilitate de mormânt, altul vrea revoluție, așa mai neaușă și, de fapt, astfel de opțiuni se vor perinda încă mult și bine în Republica Moldova, atâta timp cât Republica Moldova va fi stat independent și suveran. Pentru liniștea cetățenilor, pentru calitatea bună a vieții a cetățenilor noștri, există o singură posibilitate și această posibilitate trebuie să o valorificăm începând cu aceste alegeri prezidențiale, fiindcă atribuțiile constituționale ale președintelui Republicii Moldova permit promovarea necesității unirii Republicii Moldova cu România pe toate meridianele globului și din această perspectivă o voi face prin exclusivitate axa Vest, București, Washington, Bruxelles și alte capitale europene, fiindcă opinia internațională trebuie să fie sensibilizată. Republica Moldova atâta timp cât va fi stat independent și suveran, va fi o zonă gri, o zonă de impredictibilitate, o zonă pe unde se vor spăla bani, armament, trafic de ființe umane, contrabandă de tot soiul, fiindcă nici integrarea europeană, pare rău să o spun, dar nici integrarea europeană nu este voită, inclusiv de cele partide care sunt la putere astăzi și spun că au asigurat o anumită stabilitate. Domnule deputat, de ce FMI-ul nu a încheiat acord cu Republica Moldova dacă așa frumoase sunt succesele dumneavoastră în recuperarea miliardului? De ce nu mai vin ajutoare din partea Uniunii Europene? De ce oficialii
europeni au spus că Republica Moldova este cea mai mare decepție după ce a semnat și a ratificat acordul de asociere. Iar doi ani, de fapt, nu ne zbatem într-o stabilitate, așa în ghilimele, despre care ați vorbit dumneavoastră. Și planul de acțiune Republica Moldova UE în conformitate cu acordul de asociere, practic, bate pasul pe loc. Domnule Nicuforciuc. Da, deci, stimată doamna Guțu, în această perioadă, nimeni nu spune că nu au fost făcute greșeli, dar noi vorbim de perioada de când Partidul Democrat a preluat și a devenit principalul partid de guvernare și vorbim de 20 ianuarie 2016 încoace. Și în această, până în această perioadă am reușit să scăpăm de acei colegi care ne trăgeau țara în jos, care au fost implicați în furturi, care acum vor răspunde după lege. Ceea ce vorbim de Fondul Monetar Internațional, noi deja avem semnat un precontract cu Fondul Monetar Internațional, precontractul care ne-a permis deblocarea fondurilor europene și prima tranșă din partea României a fost transferată. Pe data de 4 noiembrie va fi luată decizia de către Fondul Monetar Internațional și avem toată asigurarea că va fi semnat contractul cu Republica Moldova în valoare de 179 de milioane de dolari pe o perioadă de 3 ani de zile, pe o perioadă de finanțare de 3 ani de zile. Mai mult ca atât, până la sfârșitul acestui an vor veni deja în Republica Moldova bani din fonduri europene, putem vorbi de programul EMPART pentru fermeri din Republica Moldova și este vorba de 17 milioane de euro. De ce s-au întors cele 100 de milioane ale polonezilor? În valoare de 1,1 miliard de lei. De ce s-au întors cele 100 de milioane de euro pentru agricultori oferiți de Polonia? De ce au plecat înapoi banii ăștia? De ce? Fiindcă s-au bătut firmele dumneavoastră și din alte partide între ele ca să valorifice acești bani? Sau atunci când spuneți că Partidul Democrat a preluat puterea în Republica Moldova, utilizați acest verb a prelua. Ce aveți în vedere a prelua? Puteți să ne lămuriți nouă? Da, puteți să vă lămurim. Partidul Democrat a fost acel partid care a consolidat majoritatea parlamentară și în jurul Partidului Democrat s-au consolidat cele forțe pro-europene care astăzi garantează stabilitatea și prosperitatea Republicii Moldova. Dumneavoastră vreți să vă convingeți că cei 14 comuniști sunt pro-europeni și sunt consolidează dumneavoastră stabilitatea? Dumneavoastră ați vorbit, niciodată nu v-am întrebat. Dați-mi voi să termin. Mare pejor discurs. Că ne trece. Nu contează. Timpul dumneavoastră nu trece când vorbesc eu. Când vorbim de o coaliție stabilă pentru binele cetățenilor, nu contează cine a făcut-o. Foști comuniști actuali, este important ca țara să se dezvolte într-o direcție normală. Dar care este diferența dumneavoastră între Dodon? Unul vrea să dărâme Republica Moldova prin federalizare, dumneavoastră doriți să distrugeți Republica Moldova, statalitatea și independența prin unire cu România. Care este diferența între dumneavoastră? Vă spun care este diferența. Un stat nu există pentru stat. Un stat trebuie să existe pentru cetățeni. Un stat în care 60% din bugetul public pleacă la întreținerea administrației publice centrale și locale, cu 32 de raioane, cu 900 de primari. El nu este stat. Toți primarii ăștia sunt în buzunarul astăzi unui partid, mâine altui partid. Asta nu este stat pentru oameni. Atunci când bugetarii se tem, au frică, trebuie să fotografieze buletinul de vot pentru ca să vă raporteze cu cine au votat, sunt cumpărați în campanie preelectorală și electorală. Acesta nu este stat pentru cetățeni. Și atunci când vorbim despre unirea Republicii Moldova cu România, noi vorbim despre bunăstarea cetățenilor în primul rând, fiindcă la fiecare oră 4 cetățeni părăsesc Republica Moldova. Ce vom avea pe acest teritoriu peste 5 ani? Cine va plăti pensiile pentru dumneavoastră, pentru ceilalți? Cine va lucra Domnule pentru noi? Domnule Cimașenco, dumneavoastră, ce credeți? Eu cred că în luna august Partidul Democrat s-a laudat că a primit 60 de milioane de euro de la Guvernul României. Cineva din concetățeni a simțit că noi am primit aceste 60 de milioane. Viața a devenit mai bună. Ei trăiesc numai din împrumuturi în străinătate și aceste 180 de milioane de la FMI vor fi și ele furate. Dar care sunt condiții pentru trecerea miliardului pentru datorie de stat, care va fi întoarsă de toți cetățenii timp de 25 de ani? Majorarea tarifelor pentru serviciile comunale, gaze, electricitate, apă, majorarea vârstei de pensionare, deci tăierea cheltuielilor bugetare, reforma teritorial-administrativă, întoarce la județele. Noi suntem împotriva astfel de condiții și împotriva astfel de împrumuturi din străinătate. Nu avem nevoie de ei.
Dar ce spune doar o completare. Domnul Ciubășencu cred că a greșit și a venit cu tezele din 2014, fiindcă în realitate prețurile la energie electrică, la gazele naturale și la medicamente s-au ieftinit. Spuneți asta oamenilor. Ce să spun, fiecare om știe, primiți facturi la sfârșitul lunii. Ce fel de medicamente ieftine, domnule deputat? 40, la 160 de tipuri de medicamente s-au ieftinit cu 40%. Ce vorbiți dumneavoastră? Și din cauza aceasta, domnul Lupu este șuierat și fugărit și huiduit pe toată țara. Aveți puțin timp, regia mă anunță dumneavoastră, doamna Guțu, aveți 14 secunde, domnule Nichiforciuc, aveți 30, în jur de 30 de secunde, dumneavoastră, domnule Ciubășencu, aveți 59 de secunde. Scurt, dacă ne puteți spune, ce veți întreprinde pentru a lupta cu corupția și birocrația? Întrebări putem pune sau? Întrebări putem? Da, sigur, dacă aveți o întrebare pentru doar să reușească să răspundeți. Eu am o întrebare către domnul Nichiforciuc. Astăzi, în localitatea Mărculești, a avut loc un caz, o poștăriță din localitatea a pus pe casa sa private un panou, un billboard a partidului nostru, a candidatului partidului nostru. Șefa poștii din raionul Florești a impus-o să scoate acest billboard în mod nelegal. A spus că tu ești poștăriță și tu ești un funcționar de stat. Deși i-a pus acest billboard pe casa sa privată. Dumneavoastră, credeți că s-a procedat legal? Eu pot să vă și numele. Ludmila Petrov este șefă și Aliona Vieru este poștăriță. Eu n-am venit la această emisiune ca să polemizez despre billboard-urile plasate de partidul nostru și unde a fost plasate. Întrebarea a fost de corupție și în acest sens vreau să vă spun că astăzi în Republica Moldova s-a pornit o adevărată luptă cu corupția. Noi avem rupte scheme de corupție la serviciul VAMAL, la FISC, în urma implicării noastre, ca rezultat a struperii acestor scheme frauduloase, avem creștere la bugetul de stat în jumătate de an, plus 1,4 miliarde lei doar de la aceste structuri. Și noi, până acum, nu trăim din împrumuturi externe, dar bugetul țării este format doar din veniturile noastre, timp de 6 luni de zile. Microfonul a fost deconectat. Dragul cu scurt, cum luptăm cu corupția? Foarte scurt. DNA să treacă prutul, iar aceasta este posibil numai în cazul unirii Republicii Moldova cu România. Altfel, justiția este captivă. Vă mulțumesc. Domnule Ciubășencu, cum luptăm cu corupția? Cu acest regim nici într-un caz nu va fi dărâmată corupția. Nu mai trebuie să schimbăm puterea, să dăm jos această guvernare. Numai după asta putem să luptăm cu corupția. Eu vă mulțumesc. Runda de dezbateri libere s-a încheiat. Vreau să vedem acum cum au răspuns cei prezenți în studio la întrebarea noastră. Dacă avem rezultatele. Considerați că federalizarea Republicii Moldova este o soluție potrivită pentru rezolvarea conflictului transnistrean? 19,61% consideră că da. 69,61% consideră că nu, iar aproape 11% sunt indeciși. Să vedem și cum au răspuns telespectatorii noștri la această întrebare. 34% susțin că federalizarea Republicii Moldova este o soluție pentru rezolvarea conflictului transnistrean. 62% nu sunt de acord cu această afirmație, iar 5% sunt indeciși. Îl salut în acest platou pe domnul Ion Manole, director Asociației Promolex. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Am văzut aceste rezultate. Da, rezultatele sunt, în opinia mea, așteptate. În mare parte, cred că este necesar ca oamenii să cunoască mai mult despre această formulă de federalizare și în lipsa acestor informații, în lipsa unor discuții foarte sincere și profunde, evident că oamenii nu cunosc și se tem de o astfel de federalizare, mai ales că aceasta poate fi sau este într-o oarecare formă impusă din afară. Vă mulțumesc. Stimați candidați, domnul Ion Manole a pregătit întrebări personalizate pentru fiecare dintre dumneavoastră. Veți avea un minut la dispoziție pentru a răspunde. Dăm start? Da. Bună seara și dumneavoastră. Vom începe ca de obicei de la stânga spre dreapta. Pentru doamna Ana Guțu, întrebarea este următoare. O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova percep unirea Republicii Moldova cu România drept un pericol pentru suveranitatea, dar și securitatea țării.
Jurământul depus de către președinte în fața Parlamentului și a Curții Constituționale spune așa: jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială. Acum vine întrebarea. Cum corelează sloganul și planurile dumneavoastră de a uni Moldova și România cu jurământul pe care urmează să-l depună președinta Republicii Moldova, Ana Guciu? Domnule Manole, 5 ani de zile când am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, am auzit foarte multe jurăminte de acest gen, din partea miniștrilor și altor persoane cu demnitate de stat. Și vreau să vă întreb și eu pe dumneavoastră, astăzi noi, constituțional, controlăm teritoriul din stânga Nistrului, care este o zonă separatistă? Asigurăm noi oare integritatea teritorială a Republicii Moldova? Asigurăm noi oare drepturile omului aici, pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, în conformitate cu acest jurământ și cu Constituția? Noi, prin urmare, încălcăm această Constituție. Nu cred că un jurământ poate pune impediment pentru asigurarea calității vieții cetățenilor. Cetățenii sunt nesiguri în actualul format și actualul model de stat pe nume Republica Moldova și această nesiguranță va fi perpetuată pe 50, 100, 200 de ani înainte, fiindcă, din păcate, acest teritoriu nu are nici șansă, nici zbândă de unul singur. Are nevoie de ajutor bănesc, are nevoie de ajutor de resurse umane, are nevoie de ajutor instituțional și noi trebuie să pledăm pentru ceea ce este mai scurt și mai rapid pentru binele cetățenilor, unirea cu România. Vă mulțumesc. Întrebare pentru concurentul Marian Lupu, în cazul de față pentru reprezentantul lui. Ultimul sondaj realizat de IRI arată că, care a avut loc acum în septembrie 2016, arată că 65% din respondenți consideră că moldovenii se tem să-și exprime public viziunile politice. Acest indicator este în creștere cu 6% față de luna iunie 2009. Întrebarea este următoarea. În contextul implementării reformelor democratice din ultimii 7 ani, cum explicați această situație? Mă mulțumesc de întrebare. Fiind deputat în Parlament și foarte mult plecând în teritoriu, discutând cu lumea, niciodată n-am observat că moldovenii noștri se teamă să-și expună părerea. Avem atâtea televiziuni, atâtea opinii și niciuna nu este asemănătoare cu cealaltă. Și auzim de la televizor absolut tot. Și cei care vorbesc nu au deloc frică să vorbească despre lucruri care poate în unele cazuri chiar nu prezintă realitatea. Cred că în Republica Moldova este suficientă libertate pentru a se exprima. Chiar aici noi am depășit poate și multe țări europene și în acest domeniu cred că trebuiește făcută ordine, dar pe modelul iarăși unor țări experimentate în domeniul unor țări europene. Mulțumesc! Și o întrebare pentru domnul Ciubășencu. Potrivit Constituției Republicii Moldova, justiția este înfăptuită de către instanțele de judecată. Dumneavoastră ați declarat în cadrul mai multor emisiuni că veți sancționa personal în calitate de președinte și veți pedepsi funcționarii ce se fac vinoveți sau vinovați de dispariția banilor din sistemul bancar. Vă rog să ne spuneți care sunt mecanismele juridice prin intermediul cărora președintele Ciubășencu va realiza această promisiune. După dizolvarea actualului parlament, după alegerea unui nou parlament și formarea unui nou guvern, Parlamentul nou ar trebui să adopte o lege specială cu privire la întoarcerea miliardului. Trebuie să fie folosite mecanisme juridice, inclusiv internaționale, pentru a întoarce banii și trebuie să fie aplicat mecanismul confiscării averii a tuturor care sunt implicați în furtul miliardului, care numele sunt numite: Plahotniuc, Filat, Șor, președintele Băncii Naționale, procuror general, toți cei care au închis ochii sau a participat nemijlocit la furtul miliard. Trebuie o lege specială. Pentru că mai avem timp, vorbind de o lege specială, cred că trebuie să ținem cont și despre principiul neretroactivității legii. Nu vi se pare? Vom găsi noi soluția juridică. Nu aveți grijă. Vă mulțumesc.
Acestea au fost întrebările personalizate pe care le-a pregătit Asociația Promuleț. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Înainte de minutul de final cu care veți veni cu un apel către alegători sau un mesaj special, vreau să adresez publicului și telespectatorilor o nouă întrebare. V-a plăcut prestația candidaților prezenți la această dezbatere? Aveți aceleași trei variante de răspuns. Pentru da, tastați 1, pentru nu, tastați 2, iar pentru indecis, tastați 3. Și telespectatorii pot suna la cele trei numere de telefon. Pentru da, sună la 022-406-921, pentru nu, apelați 022-406-922, iar pentru indecis, 406-923. Start vot! Domnilor, doamnă, să începem minutul de final. Domnule Ciubașencu, încep cu dumneavoastră. Da. Stimați concetățeni, eu, candidatul antisistem, antiplohotniu, candidatul de protest din partea partidului nostru, al lui Renato Usatăi, vă chem pe data de 30 octombrie la o răscoală pașnică, fără furci, fără violență, o răscoală cu buletinele de vot. La urnele de vot să votăm pentru dizolvarea Parlamentului. Acest decret nu este decretul meu, nu este decretul lui Satei, nu este decretul al partidului nostru. Este decret al fiecărui dintre dumneavoastră. Fiecare vot pentru candidatul partidului nostru înseamnă o semnătură pe acest decret. Și având susținerea, legitimitatea din partea dumneavoastră, președintele, fără nicio frică, va semna acest decret și va dizolva Parlamentul. Pe data de 30 octombrie 2016, alegerea vă aparține. Vă mulțumesc, domnule Nichisurciuc. Dragi cetățeni, Republica Moldova are nevoie de stabilitate. Stabilitate economică, stabilitate politică, stabilitate socială. Republica Moldova are nevoie de un președinte care să consolideze societatea. Un președinte care să fie recunoscut de partenerii externi. Un președinte de care nouă să nu ne fie rușine când el ne va prezenta pe noi. Anume așa președinte, așa candidat este domnul Marian Lupu. Este o persoană care va continua în unison să lucreze cu guvernul și parlamentul. Va continua reformele care au fost începute, lupta cu corupția. Este unicul candidat pro-european real care poate să câștige în turul 2 contra candidatul Moscovei pe domnul Dodon. Unicul candidat cotat cu șanse reale la victorie. Unicul candidat pro-european. Pe data de 30 noiembrie vă îndemn să fiți alături de domnul Marian Lupu. Nu irosiți voturile dumneavoastră pentru candidați care nu au șanse din start. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Maguță! Stimați concetățeni, Ana Guțu nu are billboard-uri, nu are minute de publicitate la televiziuni plătite cu 5.000 de euro pentru un minut. Sunt un profesor care merge în această cursă prezidențială cu un mesaj clar, unionist, Unirea Republicii Moldova cu România. Și dumneavoastră dintotdeauna ați avut încredere în profesorii dumneavoastră. Profesorii niciodată nu v-au învățat de rău. Ei v-au învățat să scrieți, să citiți. Profesorii sunt vizionari. Și credeți-mă, Unirea Republicii Moldova cu România este unica șansă pentru a asigura prosperitatea în acest teritoriu care este depopulat cu o viteză cosmică. Celelalte proiecte stataliste care se vor perinda în fața dumneavoastră vă vor promite marea și sarea. Dar, de fapt, ele nu vor însemna decât schimbarea unui clan la guvernare cu un alt clan la guvernare, reglare de conturi, promisiuni, reforme vania și deșarte. Mega reformă care se impune aici, în Republica Moldova, pentru resetarea instituțională, pentru asigurarea calității vieții, pentru un produs intern brut, ce înseamnă bogăția poporului per capita, exact așa cum este în România, pentru pensii, salarii și indemnizații, așa cum sunt în România, de 10 de ori mai mari decât aici. La 30 octombrie, votați președintele Unirii, votați profesorul Ana Guțu, votați cu încredere, nu vă fie frică. Vă mulțumesc, stimați candidați, vă mulțumesc pentru acest minut de final. Iar acum vreau să vedem cum a votat publicul din studio la ultima întrebare, dacă le-a plăcut prestația dumneavoastră în această seară la dezbaterile electorale. 63,27 sunt mulțumiți de cum v-ați prezentat astăzi. Aproape 30% nu sunt mulțumiți, iar 7,14% sunt indeciși. Să vedem și cum au votat telespectatorii. 51% sunt mulțumiți, 49% nu sunt mulțumiți, 46% nu sunt mulțumiți și 2% sunt indeciși.
Domnule Manole? Eu, de fapt, aș vrea să ne amintim de cifrele primului sondaj, în care arătau că au mai rămas circa 20% din cei care încă nu s-au decis sau care încă procentajul este tot mai mic. Nu știu pentru cine vor vota. Deci, practic, aceste dezbateri se organizează pentru 20-22% de alegători. Faptul că avem aceste cifre reflectă și această situație. Așa este. Stimați candidați, eu vă mulțumesc pentru că ați participat la dezbaterea electorală din această seară, organizată de Moldova 1 alături de Asociația Promolex. Doamnelor, domnilor, vă spun că și prima rundă de dezbateri electorale s-a încheiat. Vă așteptăm marțea viitoare, când va începe cea de-a doua rundă de dezbateri electorale, cu începere de la ora 19:45, pentru că împreună angajăm președintele.